Ozana nu mai e de mult cea limpede și frumos curgătoare, așa cum o evoca Ion Creangă în amintiri din copilărie. Zeci de peturi, deșeuri menajere și materiale de construcție ajung pe albia râului și devin componentă a peisajului cotidian. Cum de a ajuns albia râului Ozana la un pas de a deveni un focar de infecție? Păi, după cum vedeți, asta este adevărul. Din păcate, nu am reușit și nu reușim să conștientizăm cetățenii orașului și nu numai, când informațiile care le avem sunt foarte mulți din localitățile limitrofe care aduc gunoi în special pe albia râului Ozana. Și sper să facem tot posibilul, în primul și în primul rând, să-i conștientizăm pe ai noștri cetățenii orașului că nu este bine ce facem. Înarmați cu furci, greble, lopeți și saci menajeri, toți cei care beneficiază de ajutorul social s-au apucat de treabă și curăță albia Ozanei. Când este nevoie, spune domnul Bogdan, primar, hai să facem curățenie, ieșim. Da, cum? Facem, lucrăm, ne dă primarul dreptul nostru, care e ajutorul social, lucrăm 8 ore pe zi, cât este recomandat. Da. Dumneavoastră, unde aruncați gunoiul? Noi? Avem acolo, îl punem în saci, vine mașina, le e. Aici sunt vârle românii, așa de aici, din prejurul, de aici, din Omulești. Și ce părere ai despre ei? Nu fac lucruri bun. Care îți vârle gunoaiele aici, în locul care nu îi permis. Da, vin microburi, vin mai multe. Noi degeaba facem curățenie, azi facem curățenie peste 2-3 zile iară. Eu trebuie să le fac prezența, eu le fac rapoartele, eu le fac statul de pată, eu fac tot. Care miasă? Miasă care nu trebuie să fac regulă și trebuie să le iau. Hai că le iau alea că cum mai deas să luăm un pic. Le scot cam greb din casă. Dar oricum, da, oricum tot vin. Oricum, că mi-e milă și mi-e de ei, ca cuptii, ca una alta, ca... Aici nu pot să păzesc noaptea, că vin românii și, păcat, dacă vin să-i spun ceva, poate altul mă urmărește pe mine și îmi dă mie în cap. Și nu pot să urmăresc asta, dacă nici poliția comunicală nu poate. Nu reușește cu treaba asta, apoi eu ce pot să fac? Mi-am dușmânie. Deci din cei 75 de beneficiari din rândul romilor, sunt 50, din cauza că 25 de beneficiari au copii sub 7 ani și nu fac muncă, folosesc colonității. Vom începe de aici, de la pod la Ozana, cu toate că ar fi trebuit apele române să ecologizeze zona asta, dar dacă din atâta timp nu s-a făcut nimic și cetățenii tot au făcut reclamații, începem de aici și finalizăm la limita orașului spre Blebea. În afară de acești beneficiari, avem oamenii de la firma de salubritate Eco și Eurosal, utilajele de la primărie și în cursul zilei de astăzi vom finaliza aceste lucrări. În acțiunea de astăzi, societatea Eco a pus la dispoziție utilaje pentru preluarea gunoiului de pe malul Ozanei și a fi transportat la Girov. Din păcate, acest gunoi ar trebui să fie selectat, dar nu este, este amestecat cu tot felul de alte materiale. Am trage și un semnal de alarmă către cetățenii orașului Târgu Neamț sau către cetățenii din vecinătatea orașului Târgu Neamț care aduc aceste gunoaie pe malul Ozanei și în alte puncte unde nu sunt puncte speciale pentru colectare, să se gândească că nu e frumos. În primul rând, și nici n-aș vrea să fac să folosim cuvinte urâte, dar apelăm și la bunul simț. Această acțiune de astăzi, zic eu că este benefică, dar în același timp este și un exemplu pentru toată lumea că trebuie toți să înțelegem că odată ce s-a schimbat problema cu depozitarea gunoiului, după cum bine știm, nu mai avem groapă de gunoi la Târgu Neamț, trebuie și noi să ne respectăm legea și să depozităm gunoiul unde este legal. Dar sunt bucuros că astăzi toți beneficiarii pe legea 416 sunt prezenți. Sunt bucuros că cele două societăți de salubrizare sunt prezenți aici și sperăm că în perioada următoare să nu mai avem probleme de genul acesta, în special pe albia râului Ozana. Bineînțeles, și aici trebuie să se implice și cei de la apele române, pentru că și dânșii au responsabilitate pentru a igieniza această zonă. Astăzi sunt foarte mulți oameni aici. Da, sunt foarte mulți oameni. Am ținut să fiu prezent pentru a vedea dacă au dat curs invitației mele și vom igieniza tot ceea ce înseamnă albia râului Ozana, începând de la pod până la limita cu satul Blemea.
Cât de des au loc astfel de acțiuni? Din păcate nu prea sunt atât de dese, pentru că ne-am bazat pe civilizație și pe spiritul de gospodare a oamenilor din zonă și al nostru în general. Dar, din păcate, primarul nu poate să le facă pe toate. Tocmai de asta avem și viceprimar, de asta avem și angajați în primărie care trebuie să răspundă efectiv de ceea ce scrie în fișa postului. A fost sper să fie un incident care să nu se mai repete și să intrăm în normalitate începând de astăzi. Noi tot am făcut nenumărate rânduri apel la cetățenii orașului și oamenii, că nu vine nimeni străin din alte zone să arunce, să nu se mai arunce. Din păcate, văd că aceste lucruri continuă, de aceea deja am demarat un proiect de monitorizare video a tot ce înseamnă Albea Ozana și inclusiv zona podului, mai ales că acum 2-3 luni de zile am avut ceva probleme cu infracțiuni în tâlhărie aici în zona podului și atunci firma de consultanță, zic așa, a fost în teren, a luat toate măsurătorile să ne dea soluția, vom organiza o procedură de licitație și să monitorizăm toată această zonă cu sisteme video. Ozana e plină de gunoaie din cauza nesimțirii și nepăsării oamenilor. Nu fi tu cel care își bate joc de locul amintirilor lui Creangă.